Că viața, eu vă spun bună dimineața! În ciuda vremii de afară, ploioasă și mohorâtă, trebuie să zâmbim și indiferent de ce probleme vom avea în viață, trebuie să le înfruntăm și să știți că niciodată nu e la nesfârșit. Nici problemele, nici supărările, nici tristețile și nici fericirea nu durează la infinit. Bună dimineața, Vali! Bună dimineața, Mădălina! Adevărul grăită, Mădălina, că nicio furtună nu vine să-ți nenorocească viața. Uneori să-ți nedească o cale în viață, da? Nu e furtună de zăpadă cum furtuna a fost prin Statele Unite într-un stat numit Texas. Au rămas aproape 3 milioane de americani fără curent. Îți dai seama, 3 milioane de americani fără curent să nu vorbească la telefon, să nu se uite la televizor, au și mașini electrice, plus că sunt niște doze care n-au ajuns sau o întârziere. Dar se lăsăm pe americani și să ne vedem de vremea noastră și de vremurile noastre, că e vineri, mult așteptată zi de vineri. Am să iau un loc și sunt tare curioasă ce ne rezervă vremea în acest weekend, pentru că tare mult mi-aș dori să merg așa în natură, să mă relaxez puțin, ca de luni să începem din nou cu voie bună. Nu e de ieșit în natură și nici de relaxare în natură, mai bine în odihnitorul pat, într-un fotoliu comod, o cafeluță, un ceaiuț, cel puțin 2-3 zile, pentru că vremea o să fie închisă și ziua asta de vineri, care e când sfântă, sfânta zi de vineri, când Black Friday, când mergem la cumpărături, am înțeles un reprezentant al guvernului, ministru al mediului, parcă vrea să transforme ziua de vineri în Green Friday, adică într-o zi pe adică una de vineri pe săptămână, să nu circulăm cu mașina. Recunosc că ca să mă mai relaxez puțin, ieri am fost puțin la shopping să-mi cumpăr ceva, ca să mă uit așa de micile supărări, să mai mi umplu golul inimii. Așa se întâmplă de una, femeia când e supărată face shopping, de exact. Fapt, când e supărat, da. Nu e vreme de supărare, până la urmă, că vremea nu o hotărâm noi, o hotărăște cel de sus. Începem cu informații legate de zona înaltă a județului Vâlcea. Obârșia lotului, v-am spus și ieri și alaltăria, nins zdravă în ultimele 2-3 nopți, stras proaspăt de zăpadă până la 65-70 de centimetri. Mai multe informații după ora 8 pe 88.6 la Radio Vâlcea 1. Vom fi legătură directă cu cei de la Obârșia Lotului, apoi Câineniu, Voineasa, Brezoiu, vreme închisă astăzi, mâine, mai puține precipitații, dar astăzi și duminică, vreme închisă. În zona montană, înaltă temperaturi sub 0 grade, între minus 2, chiar minus 3 grade și minus 1 grad. Zonele celelalte de sub munte, Câineniu, Brezoi, Voineasa, Horezu, să zicem și Olăneștiu și Călimăneștiu, între 5 și 7 grade. Cea mai ridicată temperatură astăzi în zona de sud a județului Vâlcea, la Drăgășani, plus 9 grade. Plus zonele de lângă Drăgășani și ele încărcate, mă rog, cele de sus încărcate de nord, ăștia călători, sacagii cerului cu apă de ploaie. În Râmnic, dis de dimineață, la cât 6:35 de minute, un termometru din centrul orașului arăta 1 grad și la această oră, dacă nu v-ați uitat pe fereastră, ninge liniștit ca odată în decembrie. Cam asta e starea de pe frontul, sau nestarea de pe frontul atmosferic. Urâtă, dar după cum am spus, trebuie să ne bucurăm de viață și nu contează de vremea de afară, fie ploioasă, geroasă. Știu că avem și ceva semnificații, sunt tare curioasă despre ce este vorba, să ne mai informăm puțin de cultură generală. Da, păi legat de ceea ce tot vorbim noi în fiecare dimineață, plecăm la drum câte o maximă, am ajuns la concluzia unui italian cunoscut de altfel, Luigi Pirandello, care, domnule, viața nu trebuie explicată. Trebuie trăită. Dar avem semnificații și avem doi francezi aici, frații Lumière, care în Auguste și Louis Lumière, în 1895, au înregistrat primele imagini folosind noua lor cameră cinematografă brevetată. Știți că s-a întâmplat la un cinema din Paris, lumea a dat naval afară din sală, că au crezut cei care asistau la film, primul film, că vine trenul peste ei. Deci rețineți 1895, frații Lumière. O altă semnificație acestei zile e legată de Oscarele care stau să se apropie și s-ar putea să vină unul pe la noi. E bine, primele premii Oscar au fost decernate în 1953, așteptăm și noi, mai am înțeles că vor fi decernate premiile Oscar, nominalizat un film de două ori, filmul Colectiv, pentru cel mai bun film străin și pentru cel mai bun film documentar, să sperăm. Dar aici imagini de la primele, bineînțeles și
declarații de după prezentare și după decernarea premiilor. Mulțumesc poștașului, vecinului, că așa se întâmplă când un actor ia un premiu Oscar. Și mai avem o semnificație legată de un preferat de-al meu, unul care ne-a lămurit după 89 încoace cu câteva cântece și versuri. Noi mai speram așa că o să vedem și libertate și democrație și egalitate și fraternitate ca la francezi. Bob Dylan, el câștigător primul Nobel pentru literatură, nu s-a dus să ridice, cântă în continuare și la toate răspunsurile pe care noi le-am așteptat la întrebarea aia, prieteni, răspunsul sau răspunsul sunt vânare de vânt. Deci, gata și cu cuvântul și cuvântul. Ele și în continuare bine că e, mai ascultăm din când în când melodii interpretate de Bob Dylan și preluate de câteva formații de pe la noi. Ce planuri ai de weekend? Pe unde vrei să mergi? Sunt tare curioasă. Poate mă inspir puțin. Iată, mai ai ceva. Avem o semnificație. Pașaport, da. Vreau să fac o surpriză celor care ne urmăresc. Nu e pașaportul cu vaccinul. Da. Vechiul pașaport românesc. El a fost scos pe piață, bine, mai repede și mai mult, așa mai des după 89 încoace, că până în 89 nu aveau toți pașaport. Este ziua pașaportului românesc. Acesta e pașaportul românesc, cred că ne așteaptă și unul pentru vaccin, care zic că nu o să fie, mă rog, legat de călătoriile în străinătate, numai așa ca să vadă cei de la graniță că sunt vaccinați. Și sunt indicații pe care nu mai arătăm, doar o discutăm așa pe larg, în Spania, Portugalia și alte câteva țări. Da. Se sărbăște ziua tatălui. Ce frumos! Da, frumos, dar nu mai poți să spui tată, nici mamă. La mulți ani. O să discutăm și despre asta, pentru că la Bruxelles, oficialii de acolo au lansat pe piață un ghid pentru europarlamentari, pentru oficiali. Se schimbă câteva expresii, câteva cuvinte din viața de zi cu zi. Deci o să ajungem să spunem când plecăm de acasă, bună, la revedere părinte 1, la revedere părinte 2. Nu mai e vorba de o căsătorie între homosexuali, e o căsătorie echilibrată. Wow. Și mai sunt și alte chestiuni legate de, da, mă rog, e un ghid pe care să-l folosească numai oficialii din Uniunea Europeană, nu noi, că și la noi au fost multe și nu le-am mai folosit. Și se discuta pe această temă să se legalizeze căsătoria între ambele sexe, deci am înțeles. Nu mai poți să spui nici sex biologic, trebuie să spui sexul la naștere, că dacă e băiat sau fată, sunt multe chestiuni. Lăsăm pentru mai târziu nașterile? Da, sunt tare curioasă. Cine este născut în această zi importantă de vineri? Arată un om așezat așa la casa lui, pus pe filozofat, e și vremea de stat în casă și de filozofat. Uite că mai e așa Căluțu, prietenul nostru, Laurențiu și din partea lui Bună Dimineața, vă salută și Gabi Henning. David Livingstone, un cercetător și explorator scoțian, datorită lui a mai văzut și de prin Africa și din alte zone în care încă n-au ajuns picioarele cele noastre, al altora au ajuns. El este în dreptul zilei și a stat de vorbă cu oameni care nu prea au fost văzut la față, triburi în mijlocul unor jungle, cascade, tot felul de minunății, pe care s-au dus ai lui și ai altora și au luat zăcămintele de acolo. Mai avem așa, tot în dreptul celor care s-au născut, că tot am avut noi și avem un geniu râmnic al pianului. Da, Mihai Țigaret. E bine, Dinu Lipati, născut în 1917, cam la vârsta puțin mai mare decât Țigaret Mihai, nu? Da. Un om care salvează lumea ori de câte ori te uiți la film, pământul nu are nicio grijă, așa, dacă vine Bruce Willis, bine, tot Dinu Lipati la pian, îl avem acum pe Bruce Willis imediat, ia uitați-l cum arată el, dacă și-ar pune șapca mea, parcă am semănat puțin. Sunt două fotografii, Laurențiu cu, da, două, el arată, eu voi fi cel care va salva în continuare pământul, vă salvez și de COVID. Nu știu către cine arată cu degetul, nu e frumos să arăți cu degetul, nu? Frumoase filme de acțiune, chiar îl apreciez tare mult ca actor. Că știu sfârșitul, totdeauna e cu final fericit. Fericit. Da, salvează o femeie, salvează, mă rog, așa o situație. Și ultima imagine, un fotbalist de la italieni, e vorba de frumosul Alexandru Nesta, născut în 1976. Avem rubrică Sport la radio, așa că te las pe tine să ne spui ce urmărim în continuare. Da, vom urmări în continuare horoscopul, după care vom avea un invitat cu totul și cu totul, așa, pe sufletul nostru. Vom discuta și vom dezbate subiecte cu privire la depresie, anxietate, pentru că este boala secolului și trebuie să găsim soluții. De multe ori soluția vine de la noi, dar poate cu puțin ajutor din partea specialiștilor reușim să trecem mai ușor peste această boală. Horoscop cu Lili Suciu, doamnelor și domnilor.
Berbec. Astăzi vă simțiți inspirat și s-ar putea să le dați idei chiar și prietenilor și colegilor. Debordați de imaginație și vă gândiți că poate există și alte lucruri pe care le-ați putea face în viața voastră. Cercetați alte posibilități și online. Taur, o excursie la un muzeu sau o galerie vă poate aduce câteva informații interesante. Arta sub oricare formă ar fi ea vă captează interesul și vă gândiți să urmați un curs de artă pentru a vă îmbogăți sufletește. Gemeni, un apel telefonic de la un prieten îndepărtat ar putea să vă surprindă. Puteți vorbi mult timp, dar va fi o bucurie pentru ambii interlocutori. Este minunat să vorbești și să depeni amintiri cu prieteni vechi. Rac, dacă vă doreați să vă implicați într-un fel de organizație de voluntariat, astăzi ar fi ziua ideală în care să vă înscrieți pe lista de susținere a unei cauze importante. Oricare ar fi alegerea, veți realiza că munca în folosul planetei este un element important, viața este mai strălucitoare când ești altruist. Leu, cariera ta va lua o turnură spre bine, noi posibilități profesionale ar putea să-ți iasă în cale. Fii receptiv la orice invitație sau ofertă, avansarea s-ar putea să nu vină pe căi tradiționale, așa că va trebui să fii foarte atent. Nu trece cu vederea ceva ce pare peste capacitățile tale. De data aceasta poți să te întinzi mai mult decât îți este plapuma. Fecioară, anticiparea este de obicei la fel de bună sau chiar mai bună decât evenimentul în sine. Asta experimentezi tu astăzi când îți faci planuri cu partenerul pentru o escapadă. Este o zi aglomerată cu rezervări de hotel și bagaje, dar este și distractiv. Tu și partenerul tău sunteți foarte încântați de acest lucru. Balanță. Nativii zodiei ar putea avea parte de surprize pe plan sentimental, însă surpriza s-ar putea să nu fie atât de evidentă la prima vedere. O persoană interesată îți dă undă verde într-un mod subtil și depinde doar de tine să prinzi din zbor această ocazie. De altfel, acesta este și farmecul. Scorpion. Scorpionii sunt sfătuiți să pună bani deoparte, chiar dacă suma este mică și între timp intervin tot felul de probleme. Asigurați-vă că în cazul unor evenimente neplăcute sau chiar dramatice, veți avea resursele necesare la îndemână. Important este să fiți pregătit. Săgetător. Săgetătorii sunt sfătuiți să nu ia decizii la cald, chiar dacă asta pare a fi specialitatea casei. S-ar putea să faceți lucruri care nu sunt în interesul vostru pe termen lung. În ceea ce privește munca sau educația, nu ar trebui să vă grăbiți, să trageți concluzii sau să faceți schimbări majore fără a ști unde vreți să ajungeți și când. Capricorn. Pentru nativii zodiei există o lume care le face semne disperate și aceasta este natura. Trebuie să ieșiți să vă relaxați. Planificați o aventură într-un ținut îndepărtat. Ați lucrat din greu și meritați o recompensă. Chiar dacă nu puteți călători acum, faceți-vă o rezervare pentru mai târziu. Vărsător. Se pare că nativii zodiei vor să realizeze singuri câteva proiecte de decorare pentru a-și pune casa la punct cu achiziții minore. Nu este o idee bună, veți fi epuizat, iar rezultatul s-ar putea să nu fie cel așteptat. Apelați la specialiști. Pești. Se pare că veți face o călătorie sau o deplasare importantă cât de curând. O persoană apropiată vă poate însoți și vă gândiți cu nerăbdare la toate posibilitățile romantice care vin odată cu această călătorie. Va fi o experiență minunată pe care nu o veți uita prea curând. Da, mulțumim frumos, Lili Suciu, pentru horoscop, iar acum alături de noi, Laurențiu Marga. Bună dimineața! Bună dimineața și vouă! Bună dimineața, Laurențiu! Cred că am primit un sprijin. Ai venit la timpul potrivit, la momentul potrivit, în locul potrivit, să vorbim astăzi despre depresie, despre anxietate, care este boala secolului, după cum am spus mai devreme. Laurențiu, care sunt mai afectați, femeile sau bărbații? În primul rând trebuie să începem că anxietatea sau depresia nu e o boală. Este o gălăgie mentală. Statistic, bărbații sunt. Statistic. Acum depinde din ce punct de vedere putem să observăm. Acum, cine are mai o anxietate sau o depresie, mai mult, mai puțin, nu cred că contează așa foarte mult. Dacă de unde și expresia fericiți să-i sărați cu duhul. Bun. Dacă întărtăcuță sună gol, de ce să fii în depresie sau, eu știu, nefericit? Bun. Dar e o chestie foarte inteligentă. Da? De exemplu, dacă vrem să scăpăm de depresie și anxietate, trebuie să avem tărtăcuța goală. Pentru că depresia și anxietatea vine de la prea multă gălăgie mentală, prea multe gânduri. Adică de indicat ar fi să rămânem cu căpușorul limpede, adică mai gol. Limpede înseamnă gol. Deci în niciun caz să învățăm ceva peste sau să citim o carte sau să ne ocupăm timpul. Nu, trebuie să înțelegem că tiparul trebuie depășit. În niciun caz
să înțelegem depresia sau anxietatea, nu tiparul reautoeducat. Există, nu știu, ceva exerciții ca să poți să depășești aceste gânduri, să nu te mai gândești? Există un fel de exercițiu mental să nu... Eu, de exemplu, când mă pun la somn, încerc să nu mai gândesc ce am de făcut în următoarea zi și să mă gândesc la momentul prezent. Adică sunt în pat și trebuie să dorm. Corect, dar asta trebuie să faci tot timpul, nu seara. Asta trebuie să facem în fiecare moment. Eu stai aici cu voi, după cum observați, globul meu ocular doar aici sunt. Nu, eu număr oile. Bun. Adică, într-un fel sau altul, omul așa face toată viața, se păcălește. Ce exact face? Pleacă în memorie și imaginație. Dar memoria și imaginația nu este reală, fraților, este abstractă. Și atunci omul pleacă 85% din timpul lui din starea de veche în memorie și imaginație. El nu este total aici. Și atunci el nu că își păcălește doar somnul, își păcălește viața. Că aici nu se înțelege. Omul nu face diferență între prezent și abstract. El crede că este unul și același. Nici chiar psihologii nu fac diferența asta. Între prezent și abstract. Adică putem să folosim abstractul, dar cu atenția totală în acest moment. Dacă cumva în timp ce noi folosim abstractul, adică când vorbim, mișcăm din globul ocular stânga-dreapta, aia înseamnă că atenția noastră a părăsit prezentul, ochiul nu vede și pleacă total în memorie și imaginație, unde nu există momentul ăla, decât în fața noastră. Deci ochii văd, inima cere, geaba dacă n-ai... Plăcere. Lovele. Da. Sau plăcere. Da, eu cum acum cu stăpânitul, eu cred că nu poți să stăpânești, cel puțin părerea mea, n-ai cum să stăpânești gândul. Cu gândul ajungi de nu gândește, ce să-i pui, să închizi aici, să... N-ai. Bun, asta conform dumneavoastră, exact, asta mi s-a întâmplat mie. Eu nu am gânduri, am transcens intelectul de foarte mulți ani, eu nu mai am gânduri. Păi și Hamangia, Roden, gânditorul. Absolut. Gânditorii lumii sunt doar gânditori. Adică e și o poveste frumoasă. Se spune că era un gânditor, un ateu. Și avea toate argumentele din lume să vorbească despre ateism. Acum, în satul respectiv, era un credincios gânditor excepțional. Și s-au pus seara la masă și până dimineață cu pro și contraargumente. Dimineața când s-au ridicat, ateul era credincios, credinciosul devenise ateu. Asta este filozofie, e gândirea. Noi când spunem a crede sau a nu crede, amândoi sunt în aceeași oală. E a crede și a nu crede, este mental. Tot un fel de gând. E și credința, ce ai vrut să spui? Nu, tot un fel de gând zic. Da. Cu credința asta poate fi, adică te ajută să ieși dintr-o perioadă? Absolut deloc. Păi a crede. Problemele ți le-ai creat tu, uh-huh, și atunci ce faci? Te rogi să-ți dea ajutor. Păi asta e un lucru de lașitate. Adică pune mâna, fii responsabil. Pune mâna, caută, pune mâna, citește, fă ceva pentru tine. Nu te ruga ca și credinciosul să-ți vină mântuirea. Nu vine mântuirea la tine, nimeni nu mai vine. Foarte, foarte bine punctată, da, profund spus. Pentru unele persoane, poate cei care sunt foarte credincioși, nu vor înțelege acest aspect, ceea ce tu ai punctat. Dar dacă stai și analizezi puțin logica, cam... Poți să mai adaug ceva? O chestie foarte frumoasă. A fost întrebat un înțelept. Credeți în Dumnezeu? Eu zic, nu. Deci sunteți ateu? Nu, eu trăiesc. Excepțional. Da, uite că aici vin și eu că am câteva. O întâlnire cu un călugăr de la un schit din zona județului Vâlcea. Discutând despre altele, m-a întrebat unde mergi. Zic, pe munte, dar numai pe munte? Zic, pe munte, da, înseamnă că nu mai urci? A început să filozofeze și a zis, care e drumul până la urmă în viață? Și mi-a răspuns, sec, mergi. Cu urcușul și coborușul. Și apropo de credință, într-o carte foarte cunoscută, Cercul Mincinoșilor, mai multe pilde, așa, cu foarte multe înțelesuri. La un moment dat, cred că am mai spus lucrul ăsta, dar e bine de reținut, așa. Un înțelept, un zen, îi spune unui copil, copile, dacă îmi spui unde se află Dumnezeu, îți dau 10 zechini. Copilul s-a întors către zen și i-a spus, înțeleptule, dacă îmi spui unde nu se află Dumnezeu, îți dau 20 de zechini.
Corect. Tot căutarea, tot drumul merge, da. Ne întoarcem la... E chiar de băgat în seamă, adică trebuie să mergem neapărat să ne consultăm. Dom'le, sunt o depresie, sunt, nu, sufăr, sunt, am luat o raznă, ce fac? Acum, depresia este foarte rea. Din ce cauză? Nu că este foarte grea de depășit. Cu omul depresiv e foarte dificil să lucrezi. Foarte dificil, pentru că nu vrea să facă nimic. Îți va veni cu contraargumente până să începi. La orice soluție. A orice soluție. Deci orice soluție. Nu vreau să fac asta, e greu, nu reușesc, cu mine nu funcționează. Așa încep discuția. Spui tu mie ce să fac. Exact, exact. Chiar am lucrat cu cineva, nu mai știu, acum 2 săptămâni, dat banii înapoi pentru că mi-era imposibil să lucrez cu el. Pentru că am văzut că nu lucrează, mi-a plătit ședințe online, am văzut că nu se poate cu el, că depresia lui era mult mai deep și atunci i-am spus, nu e nicio problemă, oricum eu trec prin orașul tău, că urma să mă duc la București, te învăț personal, nu te costă nimic în plus. Păi bun, Laurențiu zice, da, după ce mă înveți, tot o să-mi fie rău? Și păi, ai lucrat la depresia asta 5-6 ani, cel puțin 6 luni să te pune pe picioare, cel puțin 6 luni. Ei, după conversația asta, el a refuzat. Dar nu banii. Nu, absolut deloc. Care ar fi principalele cauze? Ale depresiei sunt mii de cauze. Nu există nicio cauză. Deci n-ar vrea să mai caut. Bun, cine spune? Trebuie să căutăm cauza. Ăla măcar nu știe ce înseamnă depresia sau anxietate elementară. Deci ăla nici măcar citit nu este. Și o să, la orice psiholog care o să vă duce sau o să auziți pe la televizor, la radio, trebuie să găsim cauza. Păi, l-aș întreba pe individul respectiv. Păi, omul are cel puțin 70.000 de gânduri pe zi. Tiparul anxios se creează minim un an jumătate, doi, în minim. Deci tiparul anxios. Păi gândiți-vă câte gânduri i-au trecut omului ăla să se creeze tiparul și tu să găsești ce i-a creat depresia. Corect, da. Bun, și încă o chestie, Ea se creează în timp, se înrădăcinează, sunt mii de circumstanțe care îl duc pe omul ăla în depresie sau în anxietate. Și acum vine un timp, citește 5-6 cărți, 10 cărți, că psihologii nu citesc mai mult, sunt foarte, foarte naivi. Bun, și spun, noi trebuie să găsim cauza, trebuie să căutăm în memorie, în trecut, nu? Și noi spunem așa la domnul psiholog, domnul psiholog, ce gânduri aveți dumneavoastră la 3 fără un sfert ieri? Nu o să știe. O să știe unde a fost fizic, la serviciu, la cafenea, conducea, dar gândurile nu-și mai aduce aminte. Și atunci, domnul psiholog, putem să îl întrebăm. Dacă dumneavoastră nu vă aduceți gândurile de ele de la 3 fără un sfert, cum puteți să băgați un om în copilăria lui, în anul trecut, în problema lui, în trauma lui de luna trecută, că nici el nu-și mai... Și aduce fizic aminte, dar psihic ce a trecut, niciodată, nimeni din lume. Este legat de ce spui tu, acum mă gândesc la scriitorii ăștia care sunt mari și au primit și premiul Oscar, așa. Ei gândurile le-au pus pe hârtie, că așa se spune, vorba goară. Nu toate. Nu toate, da. Și totuși sunt depresivi. Dacă tot mi-am pus gândurile, nu, și rămân depresiv. Că multe opere au ieșit din depresia unor scriitori, unor poeți, unor muzicieni. Acum trebuie să zic, vă dați seama ce scrieri urâte au ieșit, pentru că nu poate să iasă din ceva urât, ceva frumos. Adică dacă ai o stare de depresie sau anxietate, cobor de la, să zicem, inventăm acum, nivelul omului normal este 0, inventăm. Cu gălăgie normală, dar fără depresie și anxietate. Cine începe să aibă simptome, deci nu tipar de gândire, ci simptome, că simptomele vin după tiparul de gândire, după ce s-a înrădăcinat, trece la minus 1. Nu la normalitate la 0, de la minus 1, ca să depășească condiția normală la 1, pe omul ăla trebuie să treacă prin reautoeducare de cel puțin un an de zile. Acum dacă spune cineva că a creat, nu știu, o operă din depresie, păi opera aia numai a depresie sună. Adică e foarte urâtă. Bineînțeles, cine este subtil, cine vede lucrul ăsta? Că de obicei oamenii care nici nu știu că există abstract și prezent, ei nu pot să facă deosebirile astea. Cum ar putea să facă? Deci da. Vorbeam ieri eu puțin cu Laurențiu și am spus că sunt persoane, exact cum a spus și el, care efectiv nu își doresc să iasă din această depresie. Până la urmă, cred că mai mult contează și ține de ei primordial și apoi de micul ajutor, că e vorba din partea ta sau de psiholog sau de psiatrie. Deci totul pleacă de la ei, nu, Laurențiu? Zic corect?
acum totul de la, pleacă de la ei ca și voință. Corect, da. Cam atât, doar ca și voință. Pentru că, de exemplu, vrem să slăbim. Mergem la nutriționist. Nutriționistul ne vine. Da. Cu program, cu exerciții, cu ce avem de făcut. Dar dacă tu spargi frigiderul, da, nutriționistul este zero. Exact. Dar nu că nu e bun. Deci să nu greșim aici, nu că nu e bun. Dacă nu pui în aplicare, da, n-ai cum. Acum oamenii vin cu depresie, da? Vin cu anxietate. Tu înveți ce au de făcut, dar să țineți minte, ca să se depășească trebuie să faci ceva practic, nu să te, să-ți reauto-educi gândirea, nu. Deci să nu se înțeleagă greșit, adică peste o gândire depresivă să pui o gândire pozitivă, pe același fel, adică, imediat, când spui bun, spui și rău în frază. Deci trebuie să înțelegem că sunt ambele, întotdeauna, ambele. Nu știu dacă se înțelege. Am înțeles, e mai explicit așa pentru mine, avem doi umeri și pe fiecare umer se află două personaje. Deci pe unul se află îngerul bun, sfătuitor, și pe drăgușorul, scaraos, că Nichi Perci, aici degeaba vine îngerul, nu te apură cu ea că faci o să. Du-te mai acolo că e bun să vezi ce bine îți face. Aici binele și rău, că e eterna luptă între bine și rău. Da. Povestea continuă, cred că o să aibă sfârșit. Păi da, e o chestie foarte frumoasă, o poveste scurtă, dar excepțională. Se spune că întunericul era mereu fugărit de către lumină. Și se săturase, mereu trebuia să fugă, să fugă, să vă spună Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeule, ce are soarele cu mine? Că mereu mă fugărește. Dumnezeu zice, e mereu unde să vorbesc cu el. Se duce la soare, soare, ce ai cu întuneric? Frumos. Ce ai cu întuneric? Doamne, am greșit cuiva, zice soare. Mă duc imediat să-mi cer iertare. Mă duc să-l caut. E bună asta. E bună. Și nici până ziua de azi, nici Dumnezeu n-a putut să rezolve problema dintre cei doi. Poți să faci și portretul unui om depresiv? Aole, ca să știu dacă mă încadrez sau nu. Bun, bun, bun. Este omul, spunem, ușor depresiv și depresiv. Uh-huh. Luăm pe cel depresiv din stat. Ăla nu iese din casă, depresivul. Este cu nu la orice, nu fac aia, nu reușesc, nu se poate, mie mi se întâmplă așa, nu, orice îi spune e cu nu în față. Acum ușor depresiv este omul care este un pic mai retras, dar are aceeași atitudine ca depresivul, dar un pic mai ușoară. Adică intensitatea nu e atât de mare. Se simte mai bine în casă decât oriunde în altă parte, că în casă se simte în siguranță. Ambii își creează siguranța la ei acasă. Se simt safe acolo. Acolo se simt în largul lor. Dacă ies pe stradă, le frică că sunt văzuți, că sunt depresivi, se feresc, nu vorbesc foarte mult pentru că ei consideră că se vede. Dar depresia este o gălăgie mentală, adică e normală. Trebuie depășită. Mă bucur că nu o să fiu client. Deci clar, nu te încadrezi, cu siguranță. Nu te îngradrezi pentru că tot timpul ești pe munți, ești plecat, aduce zâmbete muntele pe... Muntele la modul... Clar, clar, clar. Nu neapărat în fiecare zi. Adică muntele la care... Golgota aia care trebuie urcată în fiecare zi. Adică faci mișcare și nu ai timp de gânduri, de supărări, de tristețe, nu știu. Nu știi ce gânduri mă bat când ajung. Asta spuneam, indiferent de om, indiferent că este credincios. Indiferent că este credincios, indiferent că este, nu știu, activ, inactiv, au gânduri. Iisus spunea, în liniște îmi vei auzi vocea. Adică Iisus a transcends intelectul. Adică liniștea era vocea lui. Nu că în liniște stai și meditezi sau te rogi și vine Iisus, salutare, ai venit aici. Nu e așa ceva. În liniște îmi vei auzi vocea, adică vocea lui era liniște, adică lipsa gândurilor. Sunt oameni care au capacitatea să-și oprească mintea, sunt oameni care au capacitatea, încât au transcends intelectul, să nu mai vină mintea decât cât este necesar. Cum faceți voi acum cu picioarele, ca și mine? Odihnim picioarele. Ținem picior peste picior și odihnim picioarele. Când ne ridicăm, le folosim. Așa se folosește și mintea. Doar când este necesară. Când se pune o întrebare, iese. Vreau de întrebare, că aici am vrut să ajung. Da. Întrebările nasc probleme? Din ce gânduri, nasc gânduri? Iată, dacă nu-mi pun o întrebare, la ce să mă gândesc? Bun, oricum vă gândiți la altceva. Da. Adică indiferent. Da, indiferent. Da. Mintea nu știe să ia pauză. Nu, da. Bun, bun, și atunci
Orice întrebare naște un răspuns. Răspunsul acela care este primit mai naște încă alte 5 întrebări. Și tot așa, că de asta gânditorii nu ajung nicăieri niciodată. Ateul devine credincios, credinciosul ateu. Asta e o chestie banală, chiar super. Cum ar trebui să arate un om, nu știu, un păcat cu el, să fie bine cu el, să fie fericit, să fie... Să bine, n-aibă gânduri. Direct. Asta e soluția. Păi dar care e soluția? Că indiferent ce decizie vei lua în viață, imediat o vei contesta. Și după aceea, iarăși, de exemplu, luăm o mașină, da? Da. Păi trebuia să mai aștept. După ce o iei? Trebuia să mai aștept. Poate ăla nu apare modelul meu. Poate făceam rost de bani să iau modelul nou. Dar totuși, e bine că am luat-o, zice iarăși. După aceea mai stă un pic, bă, totuși, știi ce m-am grăbit? Că uite, parcă e zgâriat un pic. Poate se mai ieftinea. Asta este iadul, da. Și raiul. Adică este moneda, cap și pajură, pro și contra, lupul și oaia. Adică vocea interioară, da, să nu-i spunem, să nu ne gândim la suflet când spunem vocea interioară, că e vocea minții. Că, bineînțeles, credincioșii, călugării confundă vocea din cap ca și cum este vocea sufletului. Sufletul nu are voce, doar e. N-are voce, asta e doar minte. Poți să gândești cu stomacul până la urmă, nu? Clar, dar e foarte ușor, e logic. Bun, foarte și frumos. Mi-am pierdut ideea. Da. Vreau să zic ceva, dar nu mai știu. Imediat o să-ți aduci aminte, pentru că avem o rubrică sportivă, Laurențiu, pentru că ajută sportul la depresie, gânduri și așa mai departe. Rubrică sportivă cu Ana Maria Drăghici la Sala Phoenix. Nu știu dacă tu faci mișcare, faci? Alerg da? Seara câte 4 km. Și la sală mergi? Nu. După ce o să vezi materialul, să vezi pe Ana, o să bată gândul să te duci și la sală. Am înțeles. Se înseamnă că este drăguță, nu? Foarte, nu drăguță. Da. 5 minute de mișcare cu Ana Maria Drăghici. Mă repet, nu uitați de concursul nostru. La sfârșit de săptămână am să vă adresez o întrebare cu privire la aceste materiale. Cum se numește sala sau instructorul și puteți câștiga din partea noastră un abonament gratuit. E vineri, sfârșit de săptămână. Săptămâna viitoare. Haideți! Bună dimineața, Ana Maria Drăghici sunt, iar astăzi vom lucra mușchii fesier cu clienta mea, Adița. O să folosim o saltea. O să începem primul exercițiu, vă rog, te așezi în palme, spatele drept. Și o să ridicăm piciorul cât de sus putem și menținem. Revenim lent. Sus, ținem mușchiul contractat, revenirea este lentă. Vom executa 15 repetări, a câte 3 serii. Cu cât ținem piciorul mai mult sus, cu atât mușchiul stă mai mult contractat și revenirea trebuie să fie lentă, ca el să-și revină încet. Schimbăm piciorul. Același lucru vom face și pe piciorul celălalt. Și vom continua cu un exercițiu. Ridicăm laterale pentru partea exterioară a fesierului. Vom ridica piciorul în lateral. Menținem și revenim. Menținem, revenim. La fel vom executa 15 repetări a 3 serii. Spatele trebuie să rămână continuu drept. Schimbăm piciorul. Același lucru o să facem și pe piciorul opus. Următorul exercițiu. Vom menține poziția. Vom ridica piciorul îndoit. Cu talpa înspre tavan, împingem, menținem și revenim. De asemenea, vom executa 15 repetări a 3 serii pe fiecare picior. Schimbăm.
mușca în spatele să mențină drept, greutatea nu o punem pe mușchii lombari. Și vom continua cu un exercițiu de ridicări de bazin. Ne așezăm pe spate. Tragem picioarele cât mai aproape. Vom folosi o greutate de 4 kg. Rămânem pe omoplați. Ridicăm bazinul. Menținem, încordăm foarte bine fesierul și revenim lent. Vom executa 15 repetări a 3 serii. Iar acesta a fost antrenamentul meu de astăzi pentru mușchi fesieri. Da, mulțumim frumos, Ana Maria Drăghici, este și îndemnul meu la mișcare, fie că e din partea mea în sala de sport sau al Anei Maria, sau fie din partea lui Vali pe munți, în natură, sau Laurențiu, tot așa, la alergat. Că face bine. După ce? Sau din cauza cui? Da, din cauza grăsimii. Cum e Laurențiu? Mâncarea afectează starea noastră de spirit sau vremea sau sunt doar motive? No, în primul rând, vremea, din cauza că se schimbă atmosfera, de câte ori este norat sau norat ploios, o să vedeți că avem mult mai multe gânduri. Nu ai de ce să fii supărat, totuși starea nu ți-e plăcută. Corect. Bun. Mâncarea, la fel. Mâncați după 7 seara. Dar puteți să facem un experiment. Mănâncă cum mănânci de obicei. Și a doua zi, nu mai mânca de la 3. Nu mai mânca. Eventual, dacă vrei, lichid. Lichid ce vrei tu, bine zis, nu alcool să nu. Când stricăm experimentul. Și o să vedeți cum dormiți în seara aia, așa, goi, și cum dormiți cu mâncare. O să vedeți când aveți stomacul plin, mai ales dacă este și carne, o să vedeți câte gânduri și ce stare ai, te răscolești în pat. Nu mi-e plăcut. În schimb, dacă ai stomacelul gol, și este doar o chestie mentală, adică dacă știi că nu trebuie să mănânci până a doua zi, nu-ți mai foame, e tot în regulă. Dacă știi că trebuie să mănânci, aoleu, trebuie să mă abțin, e groasă, atunci o să ai un chin. Dar, în schimb, ce ține de fizic, este excepțional și de ce să nu facem experimentul ăsta, să vedeți ce bine dormiți și... Eu l-am făcut și pot confirma faptul că atunci când mănânc de la o oră destul de târzie, nu pot să dorm, efectiv mă învârt în pat, de zici că sunt pește pe uscat. Clar. Și prefer, să, chiar dacă mi-este puțin foame, să beau apă și să mă bat la somn decât să mă culc cu stomacul plin. Clar. Nu vă recomand acest experiment, îl spun din propria experiență, nu. Da, mai e o zicere interesantă legată de stomac și de cap. Se spune că atunci când capul e gol, nu te anunță, dar când stomacul e gol, te anunță. Corect. Când începe să vin de posturi străine, eu sunt altfel decât Mădărina. Eu mănânc și la 23 și la 24, chiar ciorbă și carne. Și dor liniștit și pe o parte și pe alta. Adică aproape că nu mă întorc până dimineața la 6, fără un sfert. Bun. Acum trebuie să completăm o chestie. De exemplu, știința ne spune că omul visează mai mult de câteva minute, nu poate. Eu vă spun din propria experiență, omul visează toată noaptea până în orele 4-5. De la 4-5 până la 6-7 vine somnul profund. Bun. Adică omul visează constant. Cine încearcă, de exemplu, să-și oprească mintea sau să devină mult mai prezent, o să se sesizeze și noaptea că are gânduri constante. Acum, unul poate să fie conștient și unul poate să nu fie conștient de acesta. Depinde de vigilența lui. Dacă este antrenată în starea de veghe să rămână în prezent și fixă, cum sunt globii mei oculari, atunci și noaptea vei sesiza că ai vise constant, că nu ți-aduce aminte, ai altă treabă. Bun. Somnul profund, în schimb, este o chestie excepțională, somnul profund. Adică dispare trupul, dispar visele, totuși tu ești acolo, pentru că a doua zi nu ai avea de unde să știi că ai avut un somn profund. Da, asta așa e, pentru că, uite, poți să dormi după amiaza o oră, da, și te simți odinit de parcă ai fi dormit noaptea 5-6 ore. E o chestie foarte frumoasă după masă. Adică dacă ești un pic, de exemplu, după masă, să stăm, e soare, să stăm în pat, lăsăm soarele să vină în cameră, nu tragem draperiile și când închidem ochii, să rămânem cu atenția pe acel galben, că nu o să mai fie negru un fundal, din cauza razelor solare o să fie galben. Să stăm cu atenția fixă și să adormim așa.
pentru majoritatea oamenilor o să fie imposibil că să plece în gânduri, în vise, dar dacă rămâi așa și adormi așa, o să te duci aproape de somnul profund conștient. O să fie o experiență excelentă. Hai să nu confundăm somnul cu culcatul, că sunt două chestiuni diferite și atunci când e vreme frumoasă afară, e bine să stai pe afară, când e vreme cum e asta, e bine să stai în casă și să nu stai singur. Ca să nu intri în depresie. Bun, e o chestie foarte, foarte interesantă. Omul care nu poate să stea singur cu el, e omul care nu poate să stea nici cu celălalt. Și vă spun și de ce. Cu toate că sunt absurd ce spun. Pe omul care nu se iubește el cu el, cum poate el să-l iubească pe celălalt? Eu nu mă suport în unele situații, nu mă suport. Bun, și e corect. Nu vă suportați în unele situații. Păi cum să mai suportați și pe a doua persoană? Deja sunteți prea mulți. Chestia e că fiecare cuplu are nevoie de libertate. Adică ar avea nevoie să stea în două locații diferite și atunci, nu știu, lunea, marțea, miercurea și joia, muncă, acasă, relaxare, tapieturi, sporturi, ce vor ei. Apoi, vineri, sâmbătă și duminică împreună. Este logic. Dar dacă omul care stă tot timpul cu el, tot timpul, exact la un moment dat ajunge și la, se satură de el, nu se mai suportă. Trebuie să facă ceva și nu știe ce. Dacă mai e și celălalt în aceea situație, da, ajungem la situație în care devenim străini perfecție și o piesă interpretată de o formație Deep Purple, Perfect Stranger. În situația în care s-a ajuns, el vine acasă seara, se întoarce și acasă seara și în loc să stea așa cum trebuie să stai de vorbă, tu ce mai faci? E groaznic. Da, da. Laurențiu, din păcate timpul este prea scurt, dar să știi că ne-ai ridicat mingea la fileu și vreau să te mai invităm la noi în emisiune, pentru că avem foarte multe de discutat, de dezbătut, pentru interesul și pe înțelesul tuturor mai amănunțit. Poate pe viitor vom dezbate acest subiect femeia și bărbatul, cum trebuie să curteze bărbatul, cum trebuie să curteze femeia și ce trebuie să facem în zilele noastre. Sigur, păi noi putem discuta doar de zilele noastre, exact. Nu putem să discutăm de zilele trecute. Unde te găsim când intrăm în depresie? Oriunde, dacă dați pe Google Laurențiu Marga YouTube, sunt peste tot, adică ce înseamnă social media. Da, și eu mulțumesc colegilor din tehnic, toate cele bune, mă mut pe altă cale, 88:6 până la 10, cu alte informații și multe chestiuni legate de ceea ce se întâmplă cu noi în vremurile astea și pe vremea asta. Eu am să mă mut în redacție, să fac programa pe săptămâna viitoare și să ne revedem cu bine, sănătoși, voioși și cu zâmbetul pe buze. La revedere!